Ogoare pârjolite cât vezi cu ochii. Previziunile sumbre din primăvară ale localnicilor s-au adeverit. Fermierii nu mai au ce strânge de pe câmpuri anul acesta. Fără ploi și cu o iarnă prea blândă, culturile s-au uscat. Porumbul și floarea soarelui sunt compromise în proporție de până la 70%. La rândul lor și producțiile de grâu și rapiță au fost distruse de secetă. Nu e nimic. Din ce iarbă nu crește? Da, păi astea la de porumb, grâu, nimic n-a fost. Că dacă nu plouă, nu e nimic. De pe câmpuri nu mai au ce strânge. Sperau ca măcar pe timp de vară și până la toamnă să-și hrănească animalele pe izlazuri. Și acest lucru a devenit imposibil. Totul este pârjolit. Porumb nu se face, grâu, vai și amar, tot nu s-a făcut acum. Nu știu cum se descurcă fermierii ăștia, că avem contract cu ei. Și unde a fost irigat, cred că cumpără de acolo și ne-a dat și nouă cât de cât. Da. E foarte greu. Animalele mai au ce să mănânce? Ce să mănânce? Că e izlazul roșu. Notreț de unde s-o aduna? Pentru de iarnă? E foarte greu, foarte greu. Anul ăsta mai avem în hambar, dar acum un an, dar la anul ce va fi? Nu se știe. Avem vacă, avem cal, ce să le dăm să mănânce? Nu avem. Nu avem. E foarte greu. E foarte greu. Și cum o să treceți peste iarna asta? Dumnezeu știe, baloți, Dumnezeu. Am cumpărat baloți, am dat o grămadă bani, bani nu sunt. Le ținem pe izlaz, le ținem, le ținem pomani, ca să nu facem mizerie în curte, dar rest, nu are nimic. Situație extremă cere măsuri extreme, spun oamenii, care s-au gândit să-și vândă animalele. Avem câteva vaci, niște viței, dar încercăm să-i dăm, să nu mai, că nu mai are ce să mănânce. Îi vindeți? Da. Păi dăm, că n-am venit, decât să moară pe câmp, mai bine e la cuțit. Aceea situație este și în zona Dobrogei, Munteniei sau în sudul Moldovei.